prezență atât dumneavoastră cât și invitaților și participanților. Astăzi a avut loc congresul extraordinar al Partidului Republican din România. Am lansat manifestul politic al nostru, al republicanilor, și am dat un vot pentru a avea liste comune anul viitor la toate alegerile, alături de aliații de la AUR și Alianța Națională Țărănistă. Ne propunem ca anul viitor să redăm speranța României, să vină patrioții la guvernare, să reușim să înlăturăm de la conducerea țării acești trădători, acest regim al crizelor, pornind de la criza sanitară, criza drepturilor și libertăților cetățenilor, criza energetică, criza carburantului, mai nou, și o știm cu toții din păcate și o vedem zilele acestea, criza prin care trece sistemul de educație din România. Toate aceste crize au o singură rezolvare: înlăturarea regimului Iohannis PSD-PNL de la guvernare. Anul viitor este anul șansei pe care are România să aleagă între patrioți și trădători. Este alegerea românilor, noi ne dorim să venim în fața electoratului cu platforme, program, cu programe serioase și aplicabile, ca urmare și a consultării cu societatea civilă, cu fiecare segment social, pentru a da un program cât mai aplicabil pentru problemele românilor. Peste un an, pe 9 iunie 2024, avem primele alegeri. Listele Alianței AUR la Parlamentul European vor fi conduse de europarlamentarul Cristian Terheș. În luna iulie, în cadrul unui eveniment național, vom prezenta 40 de propuneri de candidați ai Alianței AUR pentru Parlamentul European. Vom aborda într-o formulă comună, unită, împreună cu aceste partide suveraniste, toate rândurile de alegeri de anul viitor, alegerile europarlamentare, alegerile locale din septembrie, alegerile parlamentare și naționale din noiembrie-decembrie. Cred cu tărie că o să batem PSD-ul la toate rândurile de alegeri, nu avem altă competiție, suntem singurul bloc al opoziției care are șanse de a depăși PSD-ul. Fosilele politicii, domnul Sică Mandolină, domnul Tomac, pe care îl știm cât de slugarnic și îi conduce partidul lui Băsescu, să se retragă, să facă un pas în spate. Alegătorii și românii spun că aparțin de trecut. Ei au distrus România, ei fac parte din sistem, românii nu și-i mai doresc. Suntem o parte a Alianței AUR. Alianța Națională Țărănistă este alături de domnul președinte Simion și domnul președinte Cușa, parte a Alianței AUR, sub care vom candida la alegerile din 2024, pentru simplu motiv că iubim cu sinceritate România. Așa să ne ajute Dumnezeu.